G2A, jocuri ieftine pe tot parcursul anului. Mai multe detalii în descriere. Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod cu Survival cu Colpir. Eu sunt Colpir și sunt închis aici în acest locușor. În camera membrilor eram închis aici pentru că stăteam AFK. Acum poate vă întrebați, Colpir, dar de ce stăteai AFK? Pentru că da, ia uitați-vă. Cineva mi-a făcut prank. A, da, Butelie a venit și mi-a făcut prank pe Survival Colpir. Da, vă vine să credeți? Nici mie nu vine să cred. nu s-a întâmplat asta. Am făcut un livestream și am realizat că am nevoie de foarte mult Netherworld pentru a face acest muzeu mult mai interesant. Ia uitați-vă voi! În sfârșit am dărâmat podeaua, pentru că podeaua era fix așa, făcută din andesite și stone. Și pur și simplu am văzut un cobblestone acolo. Pur și simplu nu-mi plăcea cum arată. Era totul făcut din stone aici. Și am zis că, bă, ce tare ar fi să îmi iau un proiect așa pe livestream și să încep să fac o chestie de genul acesta. Este foarte asemănătoare chestia asta, drumul, covorul. Eu am zis că e un fel de covor, dar nu e chiar un covor. Este asemănătoare cu chestia din Breasla Haiducilor. Dar arată prea bine, pur și simplu se simte ca un covor. Se simte? Mă rog, v-ați prins voi. Și pe lângă este foarte frumos lemn, știi? Nu știu, mi se pare destul de mișto. Și mă gândeam că pe părți aș putea să pun frunze și alte nebunele. Aici pot să pun, nu știu, un tablou. Pot să mai pun de-astea, cum se cheamă, floricele în flower pot-uri și multe, multe alte chestii. Și azi chiar mă gândeam să termin proiectul până acolo, că nu știu cât de greu o să fie, dar nu o să fie nici foarte greu. Adică puțină muncă și răbdare, sigur o să reușim. Dar mai vreau să încerc ceva. Pe lângă acest gold, vreau să pun încă ceva. Dar stai să văd dacă am materialele necesare. Și acum pot să colectez și chestia asta. Imediat ajungem și la colectat. Dar, l-am mutat pe Wilson și pe Wilma. Ce să faci? Trebuia să-i mut și pe ei. A, da. Am doar atâta Netherworld, serios. Voiam să iau mai mult Netherworld, că voiam să implementez acest Netherworld în podea. Dar nu știu cum. Și despre tavan, cred că tavanul îl lăsăm așa momentan. Ce încercam eu să fac, adică ce voiam eu să fac dacă aveam mai mult Netherworld, să pun așa. Gen să treacă de la gold, nu, să treacă de la lemn la gold, la Netherworld și după la asta. Și nu știu dacă ar arăta super bine. Cred că o să mă duc în Nether să colectez puțin mai multe din astea și să încerc. Da, e un fel de covor mai royal, așa, mai interesant. Mie sincer îmi place și era și cazul să fac ceva în acest muzeu, pentru că nu făceam absolut nimic în acest muzeu pentru că arăta oribil. Și nu voiam să-l continui pentru că arăta oribil. Și acum că o să-i schimb podeaua și o să arate mult, mult mai șmecher, asta înseamnă că o să vin mai des și poate o să mai pun 2-3 capete aici și facem în sfârșit acest loc mult mai interesant. Pentru că eu aveam idee mai de mult. Bine, nu știu dacă voi reuși asta, dar mă rog, aveam o idee mai de mult să-l fac așa de lung, să pun așa de multe capete și la un moment dat la sfârșit să pun ouă de dragon cu capul de dragon și arăta mult mai epic. Dar sunt curios că dacă dau peste cave-uri, dar sigur am dat peste cave-uri la un moment dat. Aici 100% este un cave. Vezi? Colpir știe. Ok, a rămas cu gaură în podea. V-am zis că până acum nu v-am zis, nu? Voiam să vă zic, dacă vreți să lăsați un like și un subscribe, aș aprecia foarte mult. Mulțumesc mult, apreciez. Eu am mai făcut niște treabă pe livestream-uri. Am început să fac mai multe livestream-uri cu Survival Colpir pentru că pur și simplu am multă muncă de făcut și pur și simplu mi-era dor să nu joc Survival Colpir. Și pe livestream-uri chiar mă distrez foarte tare. Și uite cât am strâns. Am strâns o grămadă de deep slate, am strâns o grămadă de tuf, am mai strâns niște calcit. Am strâns foarte mult lemn la un moment dat. Uite, avem aici un shulker box. Avem un shulker box. Este unul acolo la zona mea de ferme, plin cu lemn și toate alea. Bă, e șmecheră treaba, gen, am muncit, am făcut mișto chestii pe live și pur și simplu pe live-uri farmez chestii. Da, farmez chestii ca să am materiale pentru viitoarele proiecte și mi se pare o idee super, super bună.
să mai fac chestia asta ocazional. Ok, și poate nu ați observat până acum, dar s-au schimbat ceva. În sfârșit, nu mai am torțe, oameni buni. Nu mai am torțe în camera asta. Știți că aveam niște torțe care arătau oribil și aveam și aici torțe. Le-am scos pe toate. Le-am scos pe toate și am pus aceste lanterne. Da, și arată mult mai bine, numai că acum nu prea vă dați seama că am atâta netherworld aici și am mai schimbat puțin design-ul. Nu prea se observă, dar am mai schimbat puțin design-ul, că nu-mi plăcea și da, m-a apucat nebunia pe live și am făcut... Oh, nu! Sunt cu Pickaxe cu Fortune 3, da? Bun, în caz de nu știați, puteți să folosiți Fortune 3 chiar dacă e Pickaxe sau nu și primiți mai multe netherworld, morcovi, cartofi sau orice altceva. Deci e destul de mișto să ai Fortune 3 și să colectezi chestii cu Fortune 3. Bun, iar acum am o grămadă de netherworld și sunt curios cât red nether bricks am să fac. Da, cel mai corect era să am un loc special unde să fac chestia asta, unde să farmez netherworld. Dar Colpir este mai special și își pune în mijlocul bazei fermele. Da, știu. It's kind of stupid, I know, but I like it. Și încă o chestie vreau să vă arăt rapid pentru că am observat-o când am ieșit puțin din casă. Da, mai ies și eu din casă, aparent. Am văzut că acoperișul meu își schimbă culoarea. În sfârșit, am stat așa de mult încât își schimbă culoarea. Era și cazul, oameni buni. Tot ce-mi trebuia era un proiect aici la baza mea și practic rezolvam problema și cu acoperișul. Bine, nu este nicio problemă, dar mă rog, hai să vedem cât red nether brick fac. Sunt foarte, foarte curios. Ia, bam! Ne uităm să vedem dacă avem și aici. Oh, ho, 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 Colpire, ești un maestru. De ce am atâtea crafting table-uri? I don't know. Bun, hai să facem red nether brick. Să sperăm că o fac așa de mult încât să-mi ajungă și să nu mai trebuiască să farmez, că m-am plictisit să farmez ăsta, cum se cheamă, nether world. 4, 5, 6, 6 stack-uri. Bă, 6 stack-uri e ceva. Eu zic că e destul de bine. Și momentan o să las asta aici. Bă, 6 stack-uri e bine, bă, cred că pot să ajung până în capăt cu aceste 6 stack-uri, gen până în capăt acolo până unde am făcut. Bă, dar eu de ce nu mănânc? Chiar îs nebun. Dar totuși nu strică să mai las astea așa să crească. Deja m-am obișnuit cu ele prin casă, așa că o să le mai păstrez așa. Și da, urmează să mă duc în Nether, să mai iau shroom light-uri, pentru că, uite... Aici folosesc shroom light-uri. Trebuie să am și aici câteva shroom light-uri, dar nu am așa de multe. Da, iau shroom light-uri, iau red de ăsta și cred că facem un timelapse, boys. Facem un timelapse să termin și eu chestia asta repejor. Mai am puțin de strâns, dar da, hai să facem un timelapse. N-am mai făcut de mult un timelapse. Ei, na, am făcut-o și pe asta. Ia uite ce frumos arată acum. Mi se pare că arată de 15 ori mai bine. Oh, da. E șmecher. Am adăugat până la urmă și acest Red Nether World. Am cules prea mult. Cred că am golit o pădure întreagă de Red Nether World. Dar nu mai contează chestia asta. Nu mai contează. Eu zic că arată super țuții. I like it, dar mai sunt câteva schimbări pe care trebuie să le fac, dar probabil o să le fac pe un livestream, pentru că, why not, de ce nu, pe livestream merge mai bine. O să trebuiască să mai pun aici niște carpeturi, am să presupun că o să pun niște carpeturi maro, ca să nu fie prea out of place. O să mai pun din astea, ca să fie frumos, o să mai pun floricele, tablouri, nebuneli, am să schimb trapdoor-urile alea, nu-mi plac trapdoor-urile alea, trebuie puse altceva ca să vadă. O să schimb asta cu shroom light sau ceva de genul și văd eu cum fac. Ideea este că este foarte, foarte frumos și mi-am amintit de un armor stand și avem încă un membru de 3 luni și vreau să-l adaug acum, care zicea The Killer. Domnul The Killer o să fie pus aici undeva, pentru că mi-amintesc eu că zicea că vrea să stea aici la... Hei, asta de ce e așa? Ok, mă rog. O să-l pun aici, pe domnul The Killer, să fie acolo. Ce mai faci, butelie? What's up, my man? What's up? Are you good? Da, ești bine. A, da, și asta înseamnă că pot să mai culeg încă o dată acest netherworld și după să îl scot de aici și o să vedeți mult mai bine această cameră principală. Bun, deci, Fortune 3. Yup, cam așa arată camera.
este mult mai bine fără torțele alea. De 1000 de ori mai bine. Poate să înlocuiesc astea cu shroom light-uri. O, da, mă gândesc. Pentru că glowstone-ul pur și simplu nu mai îmi place acum. Nu mai îmi place cum arată absolut deloc. Nu știu de ce. Ar merge o schimbare de textură, sincer să vă zic. Chiar ar merge. Acum mă duc, uite așa frumos până în camera asta, să iau un cap pentru The Killer. The Killer, cred că ar avea un cap mișto dacă ar fi Piglin. O, da, Piglin sună destul de bine. Mai ales că este în camera cu portalul, deci trebuie să fie pe tematică, este absolut perfect. Ce frumos arată camera asta. Baby. Bun, ia să văd eu cum îl trântesc aici pe The Killer. Am să-l pun aici cumva, nu știu cum, dar... Vedem acum. Gata, frate, l-am pus și pe The Killer. Ia să-i pun eu ceva în mână ca să pară că este Piglin, cu adevărat. I-am pus o bucată de morcov care nu stă... Nu contează. The Killer, ești aici. Deci da, orice membru de 3 luni este aici pe Survival cu Colpir. Gen, poate să fii membru ca șef, membru ca... orice membru ca... Oare să-i pun pe ăștia la loc? Îmi place să-i văd așa. Deci da, bun, am terminat și chestia asta, arată super bine. Trebuie să scoatem asta. Pot să spun, așa, perfect, mulțumesc, aveam nevoie de asta. Arată mult mai bine acum, mult mai real. Oameni buni, am o schimbare destul de mare pe care vreau să o fac aici, în episodul viitor. Ei bine, vedeți voi această pasăre? Ei bine, este un vultur. Este un vultur. Asta am vrut să fie un vultur de la început. Am luat vulturul ăsta pe creativ și l-am modificat și cred că am un mic mare update pe care vreau să-l dau. Așa că în episodul viitor de Survival Colpir, care sper să vină mult mai rapid, o să vedeți un mare, mare update la acest vultur. Ei bine, o să implice puțin Deep Slate, o să fie puțin mai interesant. O să fie puțin mai interesant. Și vorbind de Deep Slate, am o chestie pe care am vrut să o schimb de la bun început. Ei bine, vedeți cum am făcut această ramă la acoperiș cu Deep Slate? Aș vrea să o fac și la căsuța asta, și la căsuța aia, și la căsuța aia, și la asta. Chiar vreau să schimb aceste rame de cobblestone și să le fac... Oare e o idee bună să fac asta? Hai să încercăm măcar la asta și să vedem dacă o să-mi placă. Este o chestie foarte, foarte minusculă, dar în același timp importantă pentru mine. Azi am făcut o renovare foarte mare. De fapt, azi. În ultimul timp am făcut o renovare foarte mare la zona asta Freedom. Ia să vedem. O să folosim... Uite, sunt mai multe tipuri de bricuri aici. Hai să zicem că vreau să fac... dăm cu acesta, ăsta aici. Hai să mergem la treabă. De fapt, știi ceva? Mai îmi trebuie încă unul. Și hai să vedem să înlocuim acoperișul la ăsta. Pentru că putem să facem din cobble deep slate scări, da? Și putem să facem și din ăla, din... Bricuri. Dar nu vrem să avem peste tot aceeași ramă. Aici o să fie, dacă ăsta e din cobblestone, o să fie și rama din cobblestone deep slate. V-ați prins voi, ia fiți atenți. Și nu știu dacă ați observat, dar acum am schele, foarte multe schele, și aparent am efectul de... ce e asta, bă? Haste, fuck! O să sparg prea repede. Sparg ok. Bine. Ok. Chiar o schimbat destul de tare locușorul ăsta. Clădirea în sine o schimbată destul de tare, părerea mea. Dar nu știu ce să zic. Dacă este o idee bună. Adică nu fac o schimbare extrem de mare, trebuie să recunoașteți. Nu este o schimbare extrem de mare, pur și simplu înlocuiesc cobblestone-ul cu alt bloc. La urmă nu schimb construcția, că nu vreau nici chestia asta, știi? Nu vreau să schimb construcția, pentru că asta am făcut-o atunci, acum o perioadă... Au trecut câțiva ani, exact. Și nu vreau să schimb construcția, dar totuși parcă aș vrea să schimb câteva blocuri, să fie așa mai updated, cât de cât mă ajută să, nu știu, să-mi placă și mai tare să joc pe lumea asta. Și de asta am schimbat partea asta de acoperiș. Nu știu ce să zic, îmi vine să nu mai schimb. Parcă îmi place, dar parcă nu-mi place. Very, very weird.
I don't know what to say about that. Sincer, are sens schimbarea. Pentru că dacă te uiți pe jos, este cobblestone. Este nasol să vezi cobblestone și pe acoperiș, nu? Mai degrabă vezi un de-asta mai închis așa la culoare, bam, 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 arată diferit, știi? Dar când vezi și pe jos cobblestone, când vezi și pe sus cobblestone, it's kind of weird, you know what I mean? Și de asta mă gândesc eu să schimb. Well, fuck it, hai să schimbăm. Schimbăm acolo și la casa aia și mă mai gândesc dacă vreau să schimb și în partea aia. La the big house, primăria sau ce dracu era aia, nici nu mai știu ce îi. Ia să vedem, acum ar trebui să arate mai bine pentru că sunt două acoperișuri în plus. Acoperișe? Acoperișuri? Cred că e cu uri, dacă nu mă înșel. Mă rog, nu mai contează asta, ia să vedem. Începe să prindă contur. Aici am schimbat, am folosit altfel de deep slate, am folosit de la Tiles și aici am folosit iarăși cable deep slate și, sincer să vă zic, cred că este o îmbunătățire. Mai ales când o să vedeți, când o să vedeți în episodul viitor și vulturul cum o să arate, o să vedeți că e un mare, mare upgrade la zona asta pe care am creat-o noi de-a lungul timpului și da, cred că o să schimb și ăsta. Yeah, why not? Dar nu înțeleg, ăsta ce caut aici? N-are niciun sens, what? Tot timpul când zbor pe aici, mă uit la chestia aia și mi se pare că este prea camuflată. Aia, vedeți? Probabil nici n-ați văzut-o din prima, așa că m-am gândit eu că putem să facem o schimbare aici. Bine, pe viitor ar trebui să sparg acolo, chiar ar trebui să sparg acolo, dar voiam să fac o mică schimbare, adică să înlocuiesc astea cu astea, fiți atenți. Bam, 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 bam. Și deja o să arate de 1000 de ori mai bine, fiți atenți. Deja sare mult mai tare în evidență, pentru că este deep slate. Deci azi a fost o schimbare totală cu deep slate. Deep slate. Și ia uitați, este deja mult mai evident. Și ca să pară mult mai realistic, la un moment dat o să mă apuc eu să fac niște treabă aici și să sparg și mai jos, și mai jos, și mai jos, ca să fie cât mai adânc, știi? Și să pară că macaraua asta chiar s-a dus până jos, a luat diamante, redstone, coal și toate prostiile pe care le-am pus eu acolo și gen chiar funcționează și își face treaba. Simt că acest videoclip a fost în toate direcțiile, all over the place. Și urmează acum să mai facem ceva destul de random, aș spune, dar nu chiar random pentru că de mult voiam să fac. Simt că am făcut task-uri mici și pe care trebuia să le fac de foarte mult timp. Ia stai puțin că avem aici un vizitator. Bă, lasă-mi sugarcane-ul acolo și presupun că sugarcane-ul meu e, da, este full. Ok, ce vreau eu să fac în momentul de față? Este un task destul de ușor. Ei bine, am zis că vreau să separ fermele astea automate, pe care probabil niciodată nu cred că o să mai fac eu pe Survival Colpir. Gen, nu cred că o să fac o construcție așa de mare încât să acopere toată ferma de cactus, toată ferma asta. Nu o să fac asta niciodată. Pur și simplu ăsta e locul unde fac eu ferme automate și așa trebuie să arate și asta este. Poate pe alte serii o să fac eu construcții gen să acopere fermele. Înțeleg ce vreți să ziceți când să fac construcții la fel așa de mare încât să acopere sistemul redstone și toate alea. Dar dacă așa am început, cred că așa va rămâne pentru că imaginează-ți cât de mult, ce construcție ar trebui eu să fac aici. Vai de capul meu, ar fi crazy. Ia, aici am chestii, am chestii. Wow, am chestii destul de bune aici. Da, pentru că culesesem pe livestream, dar îmi trebuie foarte mult oak. Ca să înțelegeți ce vreau eu să fac acum, este destul de simplu. Trebuie să împăduresc zona asta ca să delimitez practic drumul ăsta frumos pe care îl vedeți voi aici. Vreau să-l delimitez cu copaci. Deci practic să fie o pădure aici între, între fermă și zona asta unde am făcut pentru capre. Mamă ce mișto e casa asta și by the way, încă nu m-am apucat de făcut, nu m-am apucat de mulțit. Oh, chiar asta trebuie să fac în timp. De fapt, hai să plantez mai întâi copacii, după încep să mai mulțesc caprele, că sunt puține și vreau să am cât mai multe și să fie capre peste tot. Why not? Bun, dar acum, cum o să mulțim? Trebuie să mulțim cu tehnică. O să plantăm cu tehnică. O să punem copaci
de ăștia de sprus pe unde simțim că este baiem de sprus, adică unde este gresul mai așa, mai înspre albastru. Iar de aici încolo o să începem să punem de ăștia. Și cred că în timp cât stau eu să mai mulțesc aia și probabil vreau să mai fac și un copac azi. Ok, vezi, vezi, deci azi facem task-uri mici, dar destul de importante, după cum am zis. O să pun așa copacii ăștia și sunt curios până la sfârșitul episodului cum o să arate locușorul ăsta. Cred că am plantat destui. Acum nu știu dacă chiar am plantat destui, dar o să vedem când o să crească. Uite, nu mi-a fost milă, chiar am pus. Și pe aici ar trebui să fac un drum care să ducă înspre zona fermelor. Și sper să crească și copaci mai mari de oak. Sincer să vă zic că nu prea aș vrea să fie numai copaci micuți. Vreau să fie puțin mai mare, mai mare. Bine, aș putea să mai pun și pe aici câteva. Să fie cât mai natural. Am încercat să pun copacii ăștia, nu știu, să fie cât mai natural posibil. Dar nu știu dacă e chiar așa ușor. Sincer, nu mi se pare foarte ușor de plasat copacii ăștia și vreau să fac un copac custom. Am zis că vreau să fac un copac custom, dar înainte să fac acel copac custom, ia să iau eu niște wheat și să mulțesc caprele. Să mulțesc caprele, poate dăm peste o capră de aia. Mamă, nu am wheat, ești nebun. Poate dăm peste o capră de aia țipătoare și să o omorâm, nu? Bă, dar chiar cap de capră nu am. Oh, Doamne. Bine, hai să vedem ce facem cu aceste căprițe. Tu și tu. V-ați stricat? Vă scot? Ah, erați legate. Bine, ok, bine, bine, bine. Vă las în continuare legate pentru că nu vreau să... o să plece căpriuțele astea mici. Un pariu că o să plece. O să mă părăsească. De fapt, nu. Cred că o să stea pe lângă Maixa și pe lângă Taixu. Nu veni după mine. Nu veni după mine. Ok, bun. Eu nu sunt taică tu. Așa. Perfect. Aici o să mai fie încă un baby. Închidem asta. Și aveam lamele. Lamele se mulțesc cu wheat? Sau cu haybale-uri? Cred că cu haybale-uri. Ceea ce mi se pare hardcore. Dar se poate, se poate. Se rezolvă, ia. Să vedem dacă așa e cum zic eu. Mai era o lamă pe aici. Hei! Lama, lama, drama! Bă, cu ce mulțesc lamele, bă? Că nu mai știu. What? Ok, v-am hrănit, dar voi nu mi-ați dat nimic. Să vă fie rușine. Cred că știu, cred că știu. Trebuie să le îmblânzesc mai întâi? Cred că asta e șmecheria. Trebuie să le îmblânzesc. Și după... o să vină după mine. Adevărat? Aha! Adică nu o să vină după mine, o să pot să le mulțesc. Unde e cealaltă, Maro? Vino încoace și tu. Mamă, nu 1.18, în caz de nu știți. Hei, Lamo! Du! Apropiați-vă una de alta. N-am lead-uri la mine, fuck. Ok, hai că o să încerc să dau. Tu? Cu tu! Nu știu dacă sunt în range. Nu, nu sunt în range. Pai! Dă-mi un lead, dă-mi un lead. Rapid, rapid. Come on, come on, come on, come on, come on. Here is your mate. No! You stupid! Ok. Ok, this is great. Come on, come on, come on, come on! Vino mai aici. Veniți mai aici, vreau să vă mulțumesc. Nu! Caprele! No, this is not ok. This is not cool. Asta e femră? E greu. E prea greu să fii... căprier? Oier? E greu tare. Bun. Am acum 3 lame. Bine, mai sunt o tonă de lame acolo. Aș putea să le aduc pe toate aici. Că nu este chiar așa greu. Well, this is amazing. Dacă vrei să te muți vreodată cu lamele, trebuie să te muți. Uite puțin, niciodată nu m-am mutat cu lamele, dar mi se pare chiar o idee extraordinară. Lamele sunt prea șmechere în jocul ăsta și nimeni nu le folosește. Nimeni nu le folosește și mi se pare oribil. Ia, dacă intră toate în linie, du-te, bă, de aici, bă. Ok, ok, that's amazing. That's great. I have a lot of llamas now. Ok. O să o pun pe asta aici. Și sunt curios dacă o să stea toate în jurul ei. That's gonna be amazing. Ok. Ziceam că fac un copac. Aici vreau să-l fac. Una din astea țipă. Și țipă foarte tare. Deci am un screaming goat, numai că nu vreau să fac acum. Ia. Yeah! Ați auzit-o? Nu știu dacă e asta mică sau e alta, dar gen crazy. Le-am legat pe toate, frate, pentru că tot timpul plecau de aici și era nasol rău. În orice caz,
Ia uitați ce copac frumos am reușit să fac. A? A? Probabil recunoașteți copacul ăsta pentru că l-am făcut și pe braț la Haiducilor sezonul 3 la ferma lui Colpir. L-am salvat undeva pe o lume de creativ și de fiecare dată îl fac pentru că este așa de frumos. Uitați-vă puțin cum este curbat aici. Mamă, arată prea bine. Am mai mulțit puțin căprițele. Uite, le mai mulțesc și acum o dată dacă tot. Și arată bine. Arată bine locușorul ăsta. Caprele astea o să le mut până la urmă într-un loc mai special. Adică locul ăla special. V-am arătat locul ăla. Aici, numai că încă n-am construit. N-am avut chef să construiesc acum. Dar hai să vă arăt cum am reușit să împăduresc zona asta. Să vedem dacă este un upgrade. Nu știu ce să zic. Vi se pare un upgrade? Vi se pare destul de busy, dar în același timp arată destul de natural. Sunt și copaci mari, sunt și copaci mici, dar v-am zis, voiam să delimitez zona asta, să, de exemplu, când suntem pe jos și nu zburăm cu elitra, să nu-mi dau seama ce e acolo, sau invers, dacă sunt în partea cealaltă și ia, merg pe aici, să văd așa mai mulți copaci, să nu văd așa bine chestiile astea. Gen, oarecum să blocheze vederea, știi? Și nu știu dacă o ieși prea bine sau nu, dar până la urmă am făcut-o, asta este, o să mai pun câțiva copaci, poate. Mă mai gândesc, trebuie să stau să studiez puțin zona, dar oricum mie mi se pare oarecum un mic upgrade. Ia uite aici. De fapt, da, era să mor. O să mai las și zone de-astea libere, să nu fie full peste tot, gen, îmi place să se vadă așa puțin liber. Uite, aici ar mai merge un copac, ia să vedem, mai avem sapling-uri? Mai avem sapling-uri, cum să nu avem? O să mai punem un copac aici, unul aici, unul aici, să fie așa destul de interesant. Mie îmi place cum arată locușorul ăsta și oricum va trebui să fac și mai multe lucruri pe aici. Ia să iau și eu cu prost dacă am unde să-l iau. Ok, cred că am unde să-l iau. Și oameni buni, vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit. Sper că v-a plăcut episodul de astăzi. A fost în toate direcțiile. V-am zis, în episodul viitor o să facem vulturul. O să-i dăm mare upgrade la vultur. Și nu știu, sper să apară cât de repede posibil următorul episod din Survival Colpir. Nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut episodul de astăzi, un subscribe, să activați clopoțelul cu notificări, să deveniți membri dacă vreți să mă susțineți puțin mai mult, aș aprecia foarte tare. Și desigur, nu uitați că aveți link în descriere de la G2A. Dacă vreți să vă luați ceva vreodată de pe G2A, nu uitați, puteți apăsați pe linkul ăla din descriere și mă ajutați și pe mine. Și da, thank you so much. Ne vedem data viitoare, adică mâine, în fiecare zi, postez câte un episod. La revedere, oameni buni, să aveți o zi faină în continuare.